Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Prim Plan Obiectiv! Mai multe subiecte am pregătit pentru dumneavoastră astăzi. Vom începe în prima parte o discuție despre Spitalul Militar de Urgență din Cluj-Napoca, despre felul în care a dus lupta cu pandemia și încă duce acest spital, dar și despre noutățile care au apărut aici în materie de servicii oferite. În partea a doua emisiunii discutăm despre bucuria de a dărui. Cei de la Art for Education vor fi alături de noi. Ne aflăm în plin sezon în care deja putem să scriem scrisori moșului, astfel încât vom discuta despre această campanie în partea a doua. Iar în partea a treia emisiunii vom discuta despre condițiile în care se vor deschide pârtiile de schi anul acesta. Dacă e să ne raportăm la alte state europene, deja acolo se pare că începe cu restricții, cel puțin Austria își va deschide pârtiile de schi din acest an cu unele restricții introduse pentru pasionații sporturilor de iarnă. Dacă așa se va întâmpla și la noi, aflăm în partea a treia emisiunii. Deocamdată ne întoarcem la prima parte și vreau să vă spun cu bucurie că alături de noi se află doamna colonel dr. Doina Baltar, comandant director general al Spitalului Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca. Bună ziua, doamna comandant, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna comandant, am vorbit foarte puțin înainte să intrăm în direct și vă simt așa încărcată, dornică să transmiteți niște mesaje prin intermediul nostru, prin intermediul emisiunii noastre, pentru că, iată, ați traversat și dumneavoastră și tot personalul medical de acolo o perioadă nu dificilă, extrem de dificilă. Încă o traversăm, să spunem așa, și ca să ne aducem puțin aminte cum a început, noi avem pregătit un material, un prim reportaj, de fapt. Dacă nu mă înșel, este printre primele reportaje realizate în cadrul unei secții ATI, acolo la Spitalul Militar de Urgență. Este un reportaj realizat așadar în secția COVID a Spitalului Militar, în urmă cu exact un an, de către colonel Sorin Mituț, redactor șef al Jurnalului Militar. Aș vrea să urmărim pentru început acest material, după care ne reîntoarcem și vedem ce s-a schimbat de atunci. Odată ce pășești în zona roșie a Spitalului Militar din Cluj-Napoca spre saloanele dedicate pacienților aflați în stare gravă, se aud doar aparatele care țin în viață pe bolnavi. Este o liniște dureroasă, se simte în aer lupta pentru viață, iar în ochii medicilor se citește speranță. Speranța că vor putea să salveze cât mai multe vieți. Spitalul Militar din Cluj-Napoca este cea mai recentă unitate medicală din Transilvania, transformată în spital suport COVID-19. Din când în când vin și vești bune. Pacienții care se simt mai bine sunt mutați de la secția de terapie intensivă. Cei care au văzut moartea cu ochii lor sunt recunoscători pentru vindecare. Multă sănătate! Puneți aici un mesaj de ziua României. Ce le transmiteți la oameni? La toată lumea, numai bine și sănătate. Vă dorim sănătate și dumneavoastră. La toată lumea. Toți cei care sunt în linia întâi în lupta cu noul coronavirus sunt epuizați, iar stresul și tensiunea în care muncesc își spun cuvântul. Din păcate sunt foarte mulți pacienți cu stare gravă și, din păcate, nu pot să spui că tratamentul vindecă cazurile care ajung să fie grave, de obicei, nu au evoluție chiar foarte bine. Așa că oamenii, dacă pot să ferească să n-ajungă să se îmbolnăvească, e mult mai bine. Acum, dacă au ghinion să îmbolnăvesc, e bine să meargă din timp la spital. Medicii ne sfătuie să fim prudenți, să nu devenim un număr dintr-o statistică. Ați fost și detașată în sprijinul colegilor din Moldova. Da, așa este. Ne puteți spune dacă este același lucru aici cu ce ați experimentat acolo? Acolo, la Suceava, am fost pe secția de boli infecțioase, unde erau pacienți asimptomatici. Într-adevăr, era mult de lucru, dar e mult mai dificil aici. Sunt cazuri mai grave. Să fim cu toții cât mai responsabili, să purtăm măști și să ascultăm de sfaturile spuse. Am primit sprijin atât de la Ministerul Apărării, cât și de la Ministerul Sănătății, cu aparatura necesară gestionării acestor cazuri. Am primit și ventilatoare și ne-am achiziționat și noi sisteme de oxigenoterapie cu flux înalt. Avem medicația necesară și am organizat activitatea astfel încât
să putem îngriji acești pacienți, inclusiv cu alte specialități, respectând prevederile legale, în ture de 12 ore. La Spitalul Militar din Cluj-Napoca sunt, deocamdată, 5 paturi la terapie intensivă și 25 de paturi în saloane pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Se fac demersurile necesare pentru ca numărul locurilor să fie suplimentat. De un an și jumătate privim aceleași imagini. Am văzut din nou personalul medical echipat în acele echipamente de protecție, acele combinezoane, de care chiar aparținătorii spuneau că sunt îngrozitoare. Mai mult de 5 minute nu a rezistat niciun aparținător în acel echipament de protecție. Gândiți-vă la personalul medical care trebuie să lucreze în felul acesta ore întregi. Doamna Baltaru, v-am văzut privind... Nici nu știu cum, pentru că sunteți pur și simplu epuizată de tot ceea ce se întâmplă. Vă întrebam sau spuneam la început de material că poate facem o comparație. Cum a fost la început? Ce modificare au apărut între timp? Dacă ne raportăm diferit acum la această situație, dacă pe lângă problema în sine trebuie să vă confruntați și cu alte probleme mai nou? Din păcate, un an de când suntem spital hibrid, funcționăm cu structură hibridă, avem și paturi pentru asistența pacienților COVID și non-COVID, nu se încheie cu un bilanț foarte bun. Din ce punct de vedere? Valul acesta, al patrulea, al pandemiei, prin gravitatea cazurilor și prin numărul mare de pacienți care au avut nevoie de internare față de începutul pandemiei, acum se internează doar cei cu forme moderate și severe, critice. Numărul mare de pacienți a determinat toate spitalele să crească numărul paturilor destinate acestora. Deci am ajuns la 50 de paturi de boli infecțioase COVID și la 10 paturi ATI. Atât este capacitatea maximă de asistență COVID a spitalului nostru, pentru că avem și paturi destinate pacienților cu patologie curentă care nu sunt infectați cu SARS-CoV-2. Care în acest moment sunt ocupate la capacitate maximă? Da. Numărul... Din păcate, capacitatea noastră de asistență pentru urgențe medicale și chirurgicale ale pacienților care nu sunt infectați cu acest coronavirus este redusă. Și, de altfel, în perioada de vârf a pandemiei, cu fiecare val, am remarcat că nici nu vin la urgență decât cazuri severe, pentru că se tem să se adreseze spitalelor, se tem să nu se infecteze. Din păcate, și mortalitatea generală, nu doar la pacienții cu infecție cu coronavirus, este mai mare decât înainte de pandemie, tocmai pentru că vin cazuri, aș zice, aproape disperate. Și dau doar un exemplu, în cazul pacienților cu patologie vasculară, vin... în stadiul în care singura soluție este amputația. Vin cu stări septice, cu insuficiență multiplă de organ. Deci cazuri care, într-adevăr, au un prognostic prost. Am încercat ca prin activitatea din ambulatorul integrat să îi ajutăm pe pacienții care ni se adresează, să stabilim diagnostic în timp util, tratament, astfel încât să prevenim cât se poate evoluția bolilor lor prin neglijare spre complicații care au consecințe uneori nefaste. Dar este foarte greu și ce este trist este faptul că deși avem două instrumente dovedite a fi eficiente în reducerea numărului de cazuri cu această infecție. Primul este vaccinarea și din experiența noastră cu acest al patrulea val, vă pot confirma faptul că 100% din pacienții internați cu forme moderate și severe și care apoi ajung în ATI o parte din ei, dintre ei, sunt
persoane nevaccinate. Cei care au făcut vaccinul se prezintă la structura de urgență a spitalului, dar cu simptome ușoare. Ei nu evoluează spre leziuni pulmonare extinse, care impun internare și care cu siguranță lasă sechele pe termen lung. Cea de-a doua măsură care este de asemenea eficientă este purtarea măștii și, desigur, respectarea igienei mâinilor, a distanțării, chiar dacă par banalități, aceste două elemente îmbinate ne ajută în mod real să controlăm această infecție și să evităm apariția unor mutații suplimentare care să crească agresivitatea virusului. Să avem de-a face cu o altă tulpină și să ne tot confruntăm cu creșteri ale numărului de cazuri. Până la urmă, dacă ne dorim să revenim la viața dinainte de pandemie sau ceva aproape de ce a fost atunci, din toate punctele de vedere, social, economic, dacă ne iubim cu adevărat copiii și dorim ca ei să fie sănătoși fizic și psihic și să fie instruiți corespunzător, deci să aibă acces la un învățământ față în față, nu online, atunci trebuie să avem încredere în ceea ce spun specialiștii, în recomandările celor care lucrează în sănătate, nu în tot felul de informații de pe site-urile acestea de socializare, care, din păcate, conduc la reticență în a se adresa serviciilor de sănătate în timp util, atunci când au simptome de boală, și la respingerea vaccinării, de parcă s-ar introduce ceva străin și cineva vrea să le facă rău. 90% din personalul spitalului nostru este vaccinat și n-au fost nici reacții secundare semnificative și asta ne-a ajutat să putem lucra mai departe și să salvăm vieți, pentru că înainte să apară vaccinul am avut colegii care au și fost la Suceava în sprijinul celor de la Spitalul Județean și care s-au infectat. Și nu toți au făcut forme ușoare, din păcate. Doamna comandant, din ce ne-a spus până acum, înțelegem așadar că oamenii ajung destul de târziu totuși la dumneavoastră. Asta denotă, așa cum ați spus și dumneavoastră, cumva o neîncredere în actul medical. Ne-ați explicat cumva și de unde vine această neîncredere? Din faptul că oamenii se informează totuși din anumite surse, să le spunem cel puțin dubioase. Dar de ce credeți totuși că este așa? Noi nu avem modele care ar trebui să reprezinte pentru ei un punct de reper, adică site-urile acestea de unde își iau informația. De ce au mai multă credibilitate totuși în fața unora decât, de exemplu, emisiuni de specialitate, emisiuni cum e și cea de astăzi, în care directori de spitale vin și spun cu cifre că cei care au de suferit îngrozitor sunt, de exemplu, persoanele nevaccinate. Deci ia că avem o soluție, vaccinarea, și în continuare avem această lipsă de încredere. Din păcate, s-a pierdut în timp încrederea în autorități. Sistemul medical românesc a fost atacat în mod repetat în mass media. Sigur că există minusuri, nimeni nu le neagă. Sunt clădiri de spital care nu arată deloc cum ar trebui. Este personal care nu respectă codul deontologic, nu are empatie. Din păcate, sunt astfel de situații care au dus la o imagine nu tocmai fericită a sistemului medical în ochii populației, nu mai au încredere că afirmăm anumite lucruri cu sinceritate. Deci nu mai cred în noi, din păcate. Trebuie să le recâștigăm încrederea, dar au și ei obligația de a-și menține starea de sănătate. Și această obligație se reflectă și în documentarea, informarea din surse care au în spate niște dovezi. Noi avem până acum experiența a 850 de pacienți infectați cu coronavirus tratați, dintre care o treime au trecut prin terapie intensivă.
Există și o experiență redusă și nu vreau să fiu să întristez oamenii. În ceea ce privește aspectul plămânilor, pacienților care au decedat, pentru că nu s-au făcut foarte multe autopsii în România, dar ne-a interesat să vedem ce se întâmplă în plămânia aceea, încât presiunea cu care noi ventilăm, concentrația de oxigen este atât de mare și totuși saturația, oxigenul care ajunge la țesuturi este insuficient. Boala aceasta practic transformă plămânul dintr-un organ, scuzați-mi plasticitatea exprimării, buretos, cu cavități la nivelul cărora are loc schimbul de gaze. Pe acolo noi ne oxigenăm întreg organismul cu ajutorul acestui organ. Îl transformă în ceva de consistența ficatului. Distruge practic țesutul pulmonar. Aveți aici imaginile tomografice. Aici sunt imagini ale unei paciente care a venit cu siguranță la peste 7 zile de la debutul bolii, pentru că deja se organizează fibros și este hemoragie în plămân, în alveole. Și aici sunt imaginile de leziuni mai proaspete, până într-o săptămână, dar foarte extinse. Deci sunt pacienți tineri. Procentul de pacienți cu vârsta până în 50 de ani este mai mare în valul acesta, cu forme de genul acesta, care consideră că au o banală răceală și cred în continuare că infecția cu acest coronavirus este o banală răceală. Niciunul dintre noi, ca medici, nu a mai văzut niciodată în cariera lui o evoluție atât de dramatică a unei pneumonii care, de fapt, are în spate nu atât invazia virusului în țesutul pulmonar, cât modificări inflamatorii și probleme de coagulare care persistă uneori și după externare. Deci vin cu embolie pulmonară la distanță de externare, plămânul pare că s-a recuperat într-o oarecare măsură, deci se formează trombi în vase și inclusiv în vasele mici din plămân. De aceea, tratamentul anticoagulant nu are în forme atât de extinse eficiența la care ne-am aștepta și există și riscul complicațiilor hemoragice. Dar nu ai altă soluție decât să aplici schema de tratament care a fost elaborată de niște specialiști. S-au preluat și elemente din ghiduri de afară în elaborarea protocolului național. Am tot învățat cu toții de când a apărut această boală produsă de acest nou coronavirus până în prezent. Din păcate, nu există un tratament etiologic. Antiviralele sunt cele împrumutate din terapia altor boli. Acum o să vedem care va fi experiența cu cele două terapii lansate de curând în Marea Britanie și sperăm că vor fi mai eficiente. Dar antiviralul are efect dacă este administrat în primele 3-5 zile, după care acest virus declanșează niște mecanisme similare celor din bolile autoimune și dacă leziunile sunt extinse, se distruge plămânul. Asta se întâmplă, de fapt. Deci în momentul în care plămânii ajung să arate, ca și în radiografiile pe care ni le-ați trimis și vă mulțumim pentru asta, șansele de vindecare sunt foarte reduse. Da, da, și vârsta pacientului nu mai contează, nici măcar comorbiditățile foarte mult, doar dacă sunt foarte severe, nu știu dacă au imunitate compromisă prin tratament imunosupresor, prin afecțiuni oncologice. Diabetul dezechilibrat nu reprezintă neapărat un factor de agravare atât de mare. Sigur că au impact, dar din păcate extensia leziunilor pulmonare este factorul determinant și momentul la care ei se prezintă la spital. Și în funcție de terenul genetic al fiecăruia, extensia leziunilor este diferită. Nu avem deocamdată factor de predicție. Eu cel puțin n-am găsit și chiar sunt peste 11.000 de articole apărute de la începutul pandemiei despre această infecție cu toate aspectele ei, coagulopatia. Deci apare o tulburare de coagulare prin mecanism complex, care este foarte greu de tratat, mecanismele inflamatorii care distrug țesutul pulmonar și alte aspecte care țin de tot felul de medicamente încercate și unele au dus la ameliorare, altele au eșuat, așa încât
Protocolul pe care noi îl folosim pentru tratament toate spitalele din România este cel național, are la bază experiența specialiștilor, însă, repet, nu există tratament etiologic. În momentul în care sunt declanșate mecanismele acestea inflamatorii și de coagulare excesivă, administrăm tratamente pentru aceste mecanisme, anticoagulante, antiinflamatorii cortizonice, anticitochinice, anticorpii asemenea se administrează în primele zile. Deci ar fi ideal dacă s-ar realiza în România niște centre de diagnostic precoce, de testare, să se ducă pacienții, persoanele, că nu devin pacienți decât după confirmare, acolo și cei care sunt pozitivi și au elemente de risc pentru evoluție spre o formă moderată sau severă, au comorbidități sau au niște marcări a inflamației, există niște analize care trag un semnal de alarmă, nu le enumăr acum, și pe baza acestora s-ar putea iniția acest tratament antiviral așa cum este el, nespecific, dar care are, reduce mortalitatea. Exact, reduce și e foarte important să se întâmple timpuriu. Doamna comandant, da. Spitalul Clinic Militar de Urgență a recepționat aparatură medicală care intră în dotarea sălii chirurgicale pentru politraumă. Vă rog să ne dați mai multe detalii despre acest proiect și despre cui este destinat, pentru că știți, timpul trece foarte repede, dar vreau neapărat să menționăm și despre această noutate. Din fericire, în perioada asta avem investiții semnificative din bugetul Ministerului Apărării pentru modernizarea unor spații și s-a finalizat un bloc operator modern în care avem, în componența căruia avem și o sală de asistență la, și intervenție la politraumă. Această sală va fi folosită începând de anul viitor, după ce terminăm și restul clădirii de renovat, pentru urgențe atât militare cât și civile, fiind ca toate celelalte spitale militare sistem medical deschis, vom putea prelua și urgențe civile, dar vom putea trata aici militarii care sunt răniți în teatre de operații după ce ei suferă intervenții chirurgicale de stabilizare, de salvare inițial. Și de asemenea, dacă apar accidente în timpul exercițiilor din țară, în poligoanele din țară, vom putea prelua din area noastră de responsabilitate astfel de cazuri și să le tratăm. Urmează să încadrăm anul viitor și un neurochirurg și încercăm să dezvoltăm cât mai mult servicii în funcție de specificul activității noastre, dar și în funcție de nevoia de sănătate a cetățenilor din area noastră de responsabilitate. Am reușit să dotăm și o bază de medicină de recuperare. Aceasta va funcționa doar în ambulatoriu. La anul vom avea și astfel de servicii și în contextul nevoii de recuperare a pacienților care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2, sunt convinsă că și această categorie de pacienți va beneficia de serviciile acelei baze de recuperare. Doamna comandant, în ultimele două minute atât vă mai întreb. Știu că de-a lungul timpului ați fost întrebată de particularitățile sistemului medical militar cu raportare la sistemul medical civil. Nu știu care sunt diferențele între un spital militar și unul normal. Am tinde să credem că e o organizare militărească și dacă aceasta în toată perioada de pandemie cumva v-a ajutat să organizați lucrurile mai eficient. Faptul că suntem obișnuiți cu o anumită disciplină, dar și cu respectul față de cei ierarhic superiori, face ca gestionarea situațiilor de criză să fie mai ușoară în mediul militar. Asta a făcut ca, deși am continuat, în ciuda faptului că a trebuit să continuăm și activitatea de asistență medicală de urgență, inclusiv pentru pacienți cu COVID, să putem organiza și un centru de vaccinare eficient, să participăm la maratoane, să avem echipe mobile,
și până acum am reușit să vaccinăm 45.164 de persoane. Sperăm să vină cât mai mulți să se vaccineze, să reducem numărul persoanelor care vor rămâne cu siguranță cu probleme de respirație pe termen lung. Dorim să avem o națiune sănătoasă și nu doar fizic, ci și psihic. Și atunci îi rog pe toți cei care ne privesc să se gândească la viitor, la copiilor și la ce construiesc, ce viitor le construiesc. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Baltaru. Nici nu știu pe final ce să vă doresc, pentru că voiam să vă întreb și cum face față personalul medical, care sunt principalele nevoi acum, dar cumva era și o întrebare retorică, pentru că știm, foarte greu, e foarte dificilă situația. Vă mulțumim în continuare pentru că sunteți acolo pe baricade și vă dorim multă, multă putere și forță. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și noi mergem acum mai departe. Și vă spuneam că Moș Crăciun va îndeplini și anul acesta dorințele a peste 250 de copii din medii defavorizate cu ajutorul clujenilor care se implică an de an în cadrul campaniei Împlinim Dorințe. Vă invit să vedem cum a fost anul trecut această campanie, după care ne reîntoarcem și povestim și ce ne așteaptă anul acesta. Salut! După cum bine vedeți, în spate avem un centru comercial, deci suntem la cumpărături. Am venit să mai cumpărăm câteva cadouri ca să mai completăm lista deja adunată în atelierul moșului, așa că vă luăm cu noi astăzi. O zi de-a noastră începe dimineața, facem cumpărăturile, venim, descărcăm, încercăm să ne organizăm sala. Și momentul să facem fotografie pe care o trimitem după aia donatorilor. Astfel fiecare vede, fiecare donator vede cum au fost folosiți banii, ce s-a cumpărat și evident o să vină și fotografiile cu copiii în momentul în care primesc cadou. Foarte ciudată și stăm cu măști, dar noi toți pridușii lui Moșu suntem și e ok, nu trebuie să vă fie frică să veniți aici, că tot aia de anul trecut suntem acum aici, bine? Mamă! Dar ce ai cerut? Arată și mi-i trusă de... Dar trusă de scurt? Aaaa, șurubelniță, mai am și acasă. Serios? Te vreau frii? Din asta adevărat e. A, am fost strâmbită mobilă la mama în casă. Serios? Da. Da. Ce ți-ai dorit de primit? Și șurubelniță primit. Uite, mă. Nu. Mai mult ceva spăcut. Mergi te faci. Ia, cum am vrei să știi? Da, da, vă spuneam la început de ediție că vorbim despre bucuria de a dărui și s-a văzut și în materialul de mai devreme. Este o campanie de Crăciun dedicată copiilor din mediul rural, atât din județul Cluj, cât și din Bistrița, Năsăud, Maramureș și Satu Mare. Copiii au scris și anul acesta și scriu în continuare scrisori către Moș Crăciun. Acestea ajung la Art for Education, iar de aici orice donator care vrea să facă un cadou își poate alege pentru cine să fie Moș Crăciun printr-un simplu comentariu pe Facebook, dar aflăm mai multe detalii despre această campanie de la Loredana Bertișan Pop și Saul Pop, fondatori Art for Education. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumim pentru invitație. Cu zâmbetul pe față, amândoi, bineînțeles, de aceea am subliniat eu asupra bucuriei de a dărui și de a te implica cumva în genul acesta de campanii. O faceți cu atâta deschidere și fericire de fiecare dată. V-aș întreba ce înseamnă Art for Education, ca să pornim de aici.
Saul se uită la mine, dar de fapt e un proiect pornit de el în anul 1 de facultate, când noi încă nu ne cunoșteam. La momentul respectiv a fost un vernisaj foto cu fotografiile lui pe care le-a licitat, tot pentru o campanie caritabilă. După care, un an mai târziu, am lansat Art for Education în forma în care o găsiți și acum pe pagina de Facebook, cu campanii de Crăciun, dar și separat cu campanii cu ax pe educație, construit centre de vise, cum le zicem noi, în care copiii pot merge să-și facă temele și tot felul de alte activități, dar și alte despre care o să vă povestim un pic și astăzi, ce avem în plan pentru anul ăsta. Da, exact, că aveți mai multe proiecte în cadrul Art for Education, dar v-aș întreba acum, pentru început, că am tot zis de scrisorile acestea pentru Moș Crăciun, despre campania aceasta de Crăciun, când anume ați pornit-o mai exact, cum v-ați gândit la partea aceasta? Știm că e o perioadă a cadourilor și cumva binevenită pentru proiectele pe care le aveți voi, tipologia de proiecte pe care le aveți în minte, dar să ne dați mai multe detalii. Noi am văzut un material de anul trecut, dar un feedback puteți să ne dați și voi. Da, campania cu dorințe, că noi așa îi spunem, a început acum 6 ani, practic acum este a 6-a ediție, și ne-am gândit că ar fi frumos ca măcar o dată pe an copiii din rural să primească și exact ce își doresc. Nu mergem neapărat de Crăciun pe zona de nevoi, deși ele sunt acoperite de donatori care cumpără și partea de hăinuțe și ghete și așa mai departe, dar mizăm foarte mult pe partea de dorințe. De asta îi rugăm pe ei să scrie scrisori către moșu și să aflăm de la ei exact ce își doresc și să încercăm să le îndeplinim cu ajutorul donatorilor care fac asta, fac magie, nu cadouri. Noi de fiecare dată când le primim rămânem surprinși. Anul trecut, în ce am văzut în material, da, a fost o situație mai specială. Nu ne-am putut organiza pe fundul pandemiei să primim atât de mulți oameni cu cadourile la noi în atelierul moșului și atunci am mers pe partea de donații financiare și ne-am ocupat noi de cumpărături, în special soțul meu, care a trimis ulterior și fotografiile donatorilor să vadă ce am cumpărat și cum arată cadoul în mare. Anul ăsta, pentru că am reușit din timp să ne putem organiza într-o sală suficient de mare și să putem respecta normele sanitare în vigoare, revenim la forma care ne place cel mai mult, pentru că implică pe donatori activ. Ei se duc la cumpărături, ei gândesc toată magia, trăiesc această bucurie mai mult decât ar face donând suma respectivă. Sunteți foarte simpatici. Eu mă bucur că ai zis de soțul tău. Chiar voiam să vă întreb dacă e coincidență de nume sau chiar sunteți soț-soție. Oricum ne-am dat seama că ai vorbit tu, ai preluat frâiele. Saul stă și confirmă, așa cum face un soț disciplinat, foarte bine. Dar așa acum o să mă adresez strict ție ca să te auzim și pe tine. Să ne faci cumva o descriere a traseului cadoului mai exact, ca să înțeleagă cei care vor să se alăture acestui proiect ce au de făcut. Și până la urmă, cum ajung și ei să vadă, să spunem, destinatarul? În principiu, cadoul pleacă de undeva de la copil, din mintea celor mici. Și cum zicea și Loredana, în fiecare an îi încurajăm pe cei mici să se gândească la lucrurile pe care ar vrea să le primească și nu neapărat la nevoile pe care le au. Da, avem foarte mulți copii care au nevoi primare. Avem nevoie de hăinuțe, de ghete, de carioci, creioane. Da. Cadoul pleacă undeva de acolo și avem copii care își doresc o mașinuță, își doresc un kilogram de banane, își doresc o păpușă Barbie, o bicicletă și așa mai departe. Cadoul pleacă de acolo într-o stare incipientă, se pune pe foaie, de foarte multe ori ne bucurăm să vedem foarte multe desene făcute de copilași, de clasa întâia, de grădiniță și ne amuzăm că de fiecare dată sau de cele mai multe ori învățătoarele ne ajută și ne fac o listă cu ce înseamnă de fapt desenele pe care le vedem. Cadoul, dorința ajunge pe scrisoare, scrisoarea este mai apoi trimisă de profesori înspre noi, iar odată ce primim toate scrisorile, noi ieșim pe pagina noastră de Facebook, ieșim către comunitate și spunem: acestea sunt dorințele de anul acesta, cine dorește să încalțe ghetele lui Moș Crăciun este binevenit și îl așteptăm cu drag la noi. Odată ajunse scrisorile pe Facebook, oamenii din comunitatea noastră încep să caute scrisoarea care îi se potrivește cel mai bine, lasă un comentariu spunând că se vor ocupa de acea scrisoare, iar mai apoi avem o perioadă de o săptămână în care îi așteptăm pe acești donatori cu cadourile la atelierul Moșului Crăciun. Odată cadourile ajunse în atelier, ne asigurăm că toate
sunt, ne asigurăm că lista corespunde, că avem toate cadourile, nu vrem să creăm drame, nu vrem să nu vrem ca moșul să uite de vreun copil, ci ne asigurăm că toate cadourile sunt venite, iar mai apoi ne îmbarcăm în mai multe săni și plecăm să ducem bucurie pe ulițe în cele 3 județe în care ajungem. Ce frumos! Cum poate vedea cel care a ales să fie Moș Crăciun și reacția copilului pentru care a ales să fie Moș Crăciun în momentul în care primește cadoul? Într-adevăr, avem o parte de logistică, iar mai apoi o parte de surprindere a bucuriei. Eu și colega noastră, Laura Refnic, ne ocupăm și în acele 3-4 zile de livrări suntem foarte ocupați. Pe lângă dusul cadourilor, suntem ocupați de surprindere, această parte de surprindere a bucuriei, a reacției copiilor. Și atunci, în aceste 3 zile, filmăm și fotografiem copiii în timp ce își deschid cadourile, în timp ce umblă prin pungile pe care le-au primit, iar mai apoi creăm pachetele media, le spunem noi, cu fotografii cu fiecare copil, cu cadoul pe care l-a primit și acest clasic filmuleț, deja de 6 ani avem acest filmuleț de final de campanie. Fotografiile împreună cu videoul sunt postate și pe pagina de Facebook și fiecare donator care a comentat la acele scrisori primește un mesaj privat în care găsește un link cu fotografiile din zilele de livrare. Astfel ne asigurăm că fiecare donator își vede copilul pentru care a vorbit cu Moș Crăciun, vede reacția lui și așa ducem bucuria din sat, ducem bucuria în casele donatorilor noștri. În ce stadiu sunteți în acest moment cu campania de anul acesta, Loredana? Pe partea de scrisori am terminat, ca să zic așa. Moș Crăciun a apărut mai repede decât ne-am fi imaginat noi, dar asta se întâmplă deja, an de an suntem surprinși că tot mai repede găsim acești Moș Crăciun. Vineri, de exemplu, am publicat ultimul album destul de generos, de peste 150 de scrisori și în 2 ore toată lumea avea câte un Moș Crăciun. Așa că acum momentan așteptăm să se facă săptămâna 29 noiembrie, 5 decembrie, în care atelierul de cadouri se va umple așa cu tot felul de lucruri minunate. Da, și noi așteptăm asta. Vreau să mai vorbim despre un lucru. Știu că pe lângă campania aceasta cu scrisori, care a început, deja ne-a spus și stadiul la care este, în luna decembrie vreți să mai lansați o campanie intitulată Loc de Visat, prin care vă doriți să dotați o bibliotecă școlară în Bobâlna, da? Dați-ne mai multe detalii despre asta. Dacă în prima parte a lunii decembrie ne ocupăm de dorințele celor mici, ne place să mergem și să ne uităm și la nevoile lor reale. Cumva am văzut în toți acești ani că o șansă pe care România o are e aceea de educația generațiilor mai tinere. Și atunci ne dorim tare mult ca pe lângă cadourile acestea care vin să-i bucure, care vin să le facă sărbătorile magice, vrem tare mult să-i ajutăm să înțeleagă că școala pentru mulți dintre ei e singura opțiune sau singura cărare înspre un trai mai bun. Vorbim de copii care vin din mediul rural, de multe ori sunt în risc de excluziune socială pentru că știm cu toții România nu este cea mai bogată țară din Europa și atunci încercăm să creăm acces la educație. Acest loc de visat vine ca un, exact cum îi spune numele, ca un loc, o celulă în care te poți duce, copil fiind, să găsești cărți noi, să găsești cărți frumoase, cărți care să te cheme și să îți facă cu ochiul să te încurajeze să citești. Avem destul de multe exemple. Cu ani în urmă am creat centrul de vise de la Homorodul de Sus și am văzut acolo evoluție foarte frumoasă de la copii care aveau probleme diverse, nu știau să se comporte prea bine în societate, nu prea înțelegeau de ce se meargă la școală pentru că acasă nu au lemne de foc și atunci cu ce mă ajută școala. De aici avem copii care deja au terminat licee cu profil tehnologic, copiii lucrează deja în fabrici, își susțin familia financiar și deși nu toți dintre ei vor ajunge medici, vrem să ne asigurăm că îi ajutăm să iasă cel puțin de la nivelul în care sunt asistați social și se mulțumesc cu asta. Vrem să-i ducem în punctul în care să devină responsabili de ce se întâmplă cu viața lor, cu familiile lor și sperăm ca la un moment dat să se întoarcă în societate să facă binele pe care l-au primit. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi și trebuie să ne promiteți că reveniți în cadrul emisiunilor noastre să ne arătați și nouă parte din reacțiile copiilor și din proiectele pe care le aveți. Mult succes cu tot ceea ce faceți! Mulțumim! Mulțumim mult!
Și noi mergem mai departe și vă spuneam că discutăm în partea a treia despre condițiile în care se vor deschide pârtiile din România. Pentru că Austria, de exemplu, își va deschide pârtiile cu restricții. Operatorii de instalații pe cablu vor permite accesul numai celor care pot prezenta o dovadă că au fost vaccinați sau testați împotriva coronavirusului sau au trecut prin boală. Cel puțin asta a anunțat guvernul de la Viena. În plus, chiar dacă nu vor fi introduse măsuri de distanțare socială și de limitare a capacității instalațiilor pe cablu, pasagerii vor fi obligați să poarte o mască de tip FFP2. Așadar, vrem să aflăm și noi în ce condiții vor începe anul acesta activitățile acestea deschid, dar înainte de asta, nu știu dacă colegii mei au pregătit un material, o să-l urmărim, după care ne reîntoarcem și vă prezint și invitatul cu care discutăm despre acest subiect. Exact, cât să fim introduși în atmosfera de care vă povesteam, discutăm așadar despre cum trebuie să ne pregătim pentru acest sezon împreună cu Vasile Cipcigan, Salvator Montan, specialist Ski Outdoor Magazine. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Salut. Bună. Vorbeam despre faptul că ne pregătim intens, da? De regulă așa la început de noiembrie ne gândim la sezonul de schi. De data aceasta însă ne gândim și la restricții, dacă vor fi. Spuneam eu mai devreme că sunt anumite state europene care deja au afirmat că începe sezonul de schi cu restricții. Austria este unul dintre ele. Așadar, pe ce dată ne așteptați pe pârtie și care este starea pârtiilor? Pe pârtie suntem așteptați cu prima zăpadă. Deja încep să se lucreze la majoritatea pârtiilor. Instalațiile sunt verificate. Apar instalații noi în România. Au apărut pârtii instalații noi. Fiecare administrator lucrează și se pregătește pentru amenajarea pârtiilor și a instalațiilor de cablu. Care sunt cele mai mari provocări care apar în timpul sezonului și cum vă pregătiți să le depășiți? Acum, depinde. Ultimul sezon a fost destul de dificil, având în vedere și restricțiile și partea aceasta cu pandemia. E important să facem față numărului mare de practicanți a sportului de iarnă. Noi avem un mare noroc pentru că românii sunt foarte mari iubitori a sporturilor de iarnă. Din ce în ce mai mulți oameni practică sporturile de iarnă și este un lucru foarte fain, pentru că ne bucurăm tare mult. De aceea fiecare echipă de salvare montană mărește numărul de salvatori montani și pregătește în fiecare an mai mulți voluntari și angajați pentru salvarea de pe pârtie. Și apoi, iarăși, stratul de zăpadă în ultimii ani nu a fost cel mai fericit pentru cei care iubesc alunecarea pe zăpadă. De aceea, cei de la pârtie administrator lucrează foarte, foarte mult cu instalații de zăpadă, cu snowmobile, cu ratrace, cu tot ce este pe piață, în așa fel încât să avem pârtii practicabile în acest sezon. Spuneați că sezonul de anul trecut a fost unul dificil, așa este, dar în același timp putem spune că a fost unul bun pentru țara noastră, pentru că multă lume a preferat să rămână în țară și a preferat stațiunile din țară decât cele din afara țării. Credeți că se va întâmpla la fel și anul acesta? Să știți că stațiunile din România sunt foarte ofertante pentru noi, pentru cei care stăm în țară și în ultimii ani, deși mergem și vom merge și în străinătate să schiem acolo, vom fi foarte mulți și pe pârtie din România, pentru că sunt bine întreținute, multe dintre ele, sunt aproape de casă și din ce în ce mai bine sunt promovate și serviciile sunt din ce în ce mai bune.
În acest moment, la nivel de restricții, știți cu certitudine, de exemplu, că e nevoie de certificat verde sau testare PCR? Nu pot să spun că știm cu certitudine. Așteptăm să vedem ce decizii se iau la nivel central, să spunem așa, și apoi, probabil, la fel ca și în alte perioade ale pandemiei, autoritățile locale vor decide restricțiile pe care le vor impune în zonele cu pârtile de schi. Și acum încercăm să beneficiem de prezența dumneavoastră și să aflăm cât mai multe sfaturi pentru cei care, de exemplu, sunt începători în trale schiatului. Ce ar trebui să conțină echipamentul de schi? Da? Cum ar trebui să arate? Poate facem o paralelă și cu cel pentru drumeții pe munte, pentru că nu toată lumea schiază, dar sunt persoane tot mai multe care preferă sportul în natură. Ce ar trebui să știm înainte de a porni, fie pe calea schiatului, fie într-o drumeție pe munte? Bun, e un subiect foarte bun și vreau să fac o paralelă ca și cu partea de educație în școli. Este important acum să învățăm să căutăm. Avem toate informațiile la un simplu click. Doar trebuie să ne acordăm timp și să căutăm și apoi să plecăm să ne facem, să zicem, pasiunea și plăcerea pe pârtile de schi. Echipamentul de schi nu este extraordinar de complex, dar este foarte necesar. E foarte bine să avem un echipament de schi cât se poate de bun, pentru că datorită lui siguranța noastră nu este pusă în pericol. Iarăși, pe munte, în zonele montane, totul începe de acasă, din fața calculatorului, din fața telefonului. V-am zis, avem toate informațiile la un click. Important este să ne informăm. În momentul în care vrem să mergem într-o zonă montană, e perioada de iarnă, de la ce echipament folosim, de la condițiile de vreme, de la cine sunt cei care administrează zona în care mergem, de la cei care cunosc cel mai bine zona în care mergem, le găsim toate pe internet. E foarte simplu, spre exemplu, ai nevoie de informație din zona Munților Făgăraș, intri pe Facebook pagina Dispeceratul Național Salvamont, scrie o întrebare, nu trebuie neapărat să sun, scrie o întrebare, vreau să știu despre cum este vremea, vreau să știu cu ce să mă echipez când mă duc în Făgăraș acum, este zăpadă, și ți se va răspunde foarte, foarte repede. De aceea vă spun, pot să vă fac o listă întreagă de echipament și fiecare cu valoarea și calitatea lui, dar e important să stăm acasă, să ne informăm, să ne pregătim pentru sezonul de iarnă, de la pregătirea fizică, alimentația corespunzătoare, inclusiv pregătirea mașinii. E foarte important, pentru că și drumul face parte din, să zicem așa, experiența noastră montană. Atunci, dincolo de partea aceasta tehnică, vă întreb, pentru că sunteți salvatore montan, despre regulile de conduită care ar trebui să fie respectate pe pârtie. Și aici vă întreb și dacă există anumite semne de circulație. Sunt mulți care întreabă asta. De circulație pe munte, da? Pe care ar trebui să le cunoaștem, așa cum le cunoaștem pe celelalte. Da, hai să începem cu pârtia. E foarte important trei lucruri. Să ai grijă de tine, să ai grijă de cel de lângă tine și să ai grijă de mediul înconjurător. Dacă aceste trei lucruri noi încercăm să le punem în practică, eu zic că vom avea o excursie foarte plăcută. De aici pleacă totul. În momentul când ai grijă de tine, te echipezi corespunzător, ai echipamentul de protecție necesar, în momentul în care ai grijă de cei din jurul tău, nu practici schiul cu o viteză foarte mare în zone foarte aglomerate, nu intri în oamenii care stau pe margine sau stau la coadă, să zicem, voluntar să intri în ei sau să faci anumite accidente care să pună în pericol pe ceilalți. Mediul înconjurător este foarte important, pentru că acolo noi ne desfășurăm sau, să zicem, ne facem pasiunea. Pe munte, pe pârtile de schi. De aceea, cum zicem noi, când mergi pe munte, e bine să lași numai atât decât transpirația și fotografiile pe care le postez pe rețelele de socializare. Iarăși, în momentul în care mergem în zona montană, e important, e bine de știut, noi ca salvatori montani și cei care administrează parcurile naționale, recomandăm în perioada de iarnă anumite trasee să nu fie practicate. De ce? Pentru că există pericol foarte mare, pericol care
poate să se ajungă la reale drame. De și pericole de accidente foarte multe în ultimele secunde. Ce trebuie să facem prima dată? Dacă are primul lucru pe care îl facem dacă suntem implicați într-un accident pe munte sau pe pârtie? 112. Foarte simplu. E un singur număr. În România îl apelăm. 112. De aici pleacă totul. Ei o să dea mai departe la salvator montan, la ambulanță, la pompieri, la jandarmerie, poliție și alte instituții implicate în salvarea noastră. Și mai vreau să vă întreb cum reușim să-i atragem pe copiii noștri, de exemplu, către un sport din acesta de sezon și de iarnă, în principiu că asta ne interesează. Cu primul pas îi ducem la munte, îi ducem la pârtile de schi, găsim personal autorizat, e foarte important, personal autorizat care se ocupe de ei, instructor de schi, instructor de snowboard, ghizi montani, și îi lăsăm să se simtă bine alături de ceilalți copii care sunt la școlile de schi sau sunt în drumeție. Tabere iară sunt foarte importante. Da, am mai primit două minute pentru că discuția e foarte interesantă și atunci dacă am ajuns la școli, vă întreb cum alegem o școală potrivită de schi sau de snowboard, că poate sunt părinți care sunt acum atenți și la aceste aspecte. E foarte important când mergem și alegem un instructor de snowboard sau o școală. La o școală de schi și de snowboard există review-uri, găsim informații pe internet, găsim recomandări din partea părinților. Dar dacă mergem pe pârtie, nu apelăm la o școală, deși eu vă recomand, apelați la școlile care există deja pe pârtie. Școlile au clădirile lor administrative, au monitorii de schi, au clasamentul monitorului de schi, să spunem așa, clasament, și vă pot oferi diferite servicii. Școală individuală, școală în grup, tabere de schi și alte servicii. Dar dacă mergem pe pârtie, în primul rând cerem instructorului de schi, monitorul de schi, să ne prezinte o legitimație, un document care să ateste că a făcut o școală de pregătire. Altfel, sunt foarte mulți astăzi care se dau drept instructor de schi și degeaba, adică rămânem dezamăgiți după ce le folosim serviciile. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit și așteptăm, sigur, să se deschidă sezonul și probabil să ne întâlnim acolo, dar nu să ne salvați, ci să ne întâlnim, să ne simțim bine. Mulțumim. Eu vă mulțumesc tare, tare mult și vreme bună natură vă doresc. Da, mulțumim, doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că și astăzi ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!